Bună dimineața, s-a trezit dulceața, sincer am așa o dilemă. Eu deja cafea o beau cu mâna dreaptă, mi-am schimbat radical stilul în viață și astăzi am fost servit cu un pahar cu apă cu lămâie și mă gândesc oare cu ce mână să-l beau, voi cu ce spuneți? Apa cu lămâie să beau cu stânga sau cu dreapta? Fetițele mele, băieței mei, sincer, voi n-o să mă credeți, dar într-adevăr, iată când bei cafeluța cu mâna dreaptă, ai impresia, știi, parcă toată aura vine, deci banii îi sar, știi, ca zăicioși, pam, 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 drept în buzunar, în portofel. Schimbați-vă, nu vă leneviți, dar știu, e complicat, pentru că cafeaua se bea cu stânga, dar dacă o beți cu dreapta, e... Wow, va fi și eu, te $100. Aici 50 de grivini, aici 2 rubli. Așa că schimbați-vă radical comportamentul și beți apă și cafea cu mâna dreaptă. Asta e glumă. Luna lui aprilie avem două premiere. Premiera la Teatrul Luceafăru, 12 oameni furioși, și deschiderea noului magazin Aldorf Tehnic, da, se mai deschide un nou magazin la Râșcanovca. Și acum am o pauză la teatru, mă duc fugă la magazin, pentru că suntem pe ultima 100 de metri, trebuie să văd ce se întâmplă. O să arăte magazinul bombă. Și avem, da, o să avem alte produse. La Aldorf Tehnicul de la Miorița avem produse grecești izomat, iar la Râșcanovca va fi Dracon. Așa că mergem să vă arăt și vouă ce se întâmplă acolo. Și iată-ne la Râșcanovca, la Mezon, pe Bulevardul Moscovii. Cât? 21? Da. Încă nu este gata fațada, trebuie să fie normal așa frumușel, încă nu este gata, dar pe interior, practic pe ultima 100 de metri. Bună ziua, băieți! Bună ziua! Doamne ajută! Iarăși, Mihai! Ajut, ajut! Iată așa o să arate nou nostru magazin. Așa, Dracon, este destul de mare, acolo o să fie mașinile de colorat, iată aici, și iată o parte din produse, aici o să fie un fotoliu roșu, bordeaux, așa ca acolo, aici o să fie biroul șefului, adică al Romeo, iată. Așa că foarte curând vă anunțăm când o să fie deschiderea. O să vă invităm, o să facem o deschidere frumoasă, cei care vreți să vă vopsiți, să reparați casele. Știți de unde. Veșnica slăbiciunea Ninei, animăluțele. Așa că noi astăzi am venit la fermă, împreună cu verișoara mea, fetița, să vedem animăluțele. Wow! Танцует. Видишь, как он? Так, рад. Ну, я стыдит, дорогой. Едет, дышит, ушей. Мити телу. Так и ела шпача сомну де фрумусети. Ну, как же не любишь? Как же не любишь, пьели? Манюца! Манюца! Ей нельзя кормить, она молочком кормит деток. Она родила деток. Да, и бита, да. У нее маленькие деток. Ну. Пошли. О, молодец! Я-то чей мой промож? Cei mai puternici, eleganți, preferații mei. Ce ochi frumoși ai tu! Ce ochi frumoși ai! Ia-te-i! Cine e albinos aici? Cine e albinos și are ochi frumoși? Are ochi frumoși, el, da? Iubita! Iubita! Așa, așa, așa.
Așa de bun. Și de bun degetul meu. Da? Așa, 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 așa. Da, da, da. Da, ce frumos și mândru ești tu. Ce cosițe mai frumoase ca ale mele. Da, iubitule. Mai mulți m-au întrebat referitor la locația fermei de animale. Locația, pentru cei care nu cunosc, este Bardar, zoo de la Bardar. Cred că am fost acolo deja de 4 ori și mie tare mult îmi place, reclamă gratis, dar promovez cu mare drag și din inimă tot ce ține de iubirea și grijă față de animale. Apropo, căprița noastră de la Negureni tot este de acolo, am cumpărat-o de acolo. Și încă un apropo, eu de mică visez să am și eu o fermă de animale, poate nu atât de mare ca la Bar, dar însă cel mai important să fie cai. Caiu, eu ador cai, căluții. Întrebați cine e numărul 10? Ia ghiciți. Numărul 10, vă rog, întorceți-vă la mine! Numărul 10! El e unul din cei 12 furioși. Deau ca porcii. Știu asta! Am trăit printre ei! Și gata, după avantpremieră cu emoții, Doamne, mi-a tremurat, mi s-a usecat saliva din gură. Dar uitați-vă, eu cred că după acest azi de roșu, vă dați seama de la cine am primit flori. Mulțumesc, și încă și galbenii, și încă și eu frumos. Hai, gău acasă. Noi amândouă așteptăm surpriză. Wow! Mi-a dus flori! Привет, красавица моя! Вот я тебе принес сегодня цветы. На, держи. Держи, держи. Все. Вау! Быстро иди поставь их. Ша аспиратору спрошит. Вот видишь, сейчас судя. Ша я дусь аспиратору для репарации. Și iată, în această atmosferă frumoasă și liniștită, lângă aceste flori galbeni, o să mă culc și o să dorm liniștit. Good night. Thanks. Tu unde-mi băiatul azi? Da, tăiem părul, da, tăiem părul, frezăm. Uite ce frumos ești! Bravo, titi, bravo! Wow! Wow! Mergem la baie? Bravo, titi, bravo! E bine, e bine așa, e bine așa, e bine așa! Hai, hai, încet! Încet! Hai, hai, titi, hai! Stăm în două lăbuțe, da? Așa stăm? Hai, în apă! Oi? Hai, stați un pic la soare. Op! Așa. Ei, Titi. Titi. Ana pusi. Nu! No! Titi! Titi! Cine-i?